Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre noțiuni de trigonometrie în triunghiul dreptunghic. Să facem cunoștință cu Andrei și cu fratele lui Mihai. Cei doi frați se întreabă, oare cine a fost Ptolemeu? Ptolemeu a trăit în Egipt între anii 87-165 înainte de Hristos, iar în domeniul matematicii, Ptolemeu a contribuit la dezvoltarea trigonometriei prin tabelele de valori pentru coarde ale unghiurilor. Să ne aducem aminte câteva elemente de trigonometrie. Într-un triunghi dreptunghic, pentru un unghi ascuțit, am definit următoarele rapoarte trigonometrice. Sinus de alfa este cateta opusă unghiului alfa supra ipotenuză. De exemplu, sinus de B era cateta opusă unghiului B, adică AC, supra ipotenuza BC. Cosinus de alfa era cateta alăturată unghiului alfa supra ipotenuză. Tangentă de alfa era cateta opusă unghiului supra cateta alăturată, iar cotangenta era cateta alăturată supra cateta opusă unghiului. Să ne aducem aminte și alte elemente de trigonometrie, și anume, sinusul unui unghi este egal cu cosinusul complementului său, la fel și pentru cosinus, tangentă, respectiv cotangentă. Cotangentă de x, chiar prin definiție, este inversul tangentei. Iar tangenta de un unghi x putem să-l calculăm ca fiind sinus de x supra cosinus de x. Oare putem determina valorile rapoartelor trigonometrice pentru un unghi de 30 de grade? Dacă avem triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade, unghiul B de 30 de grade, ne putem folosi de teorema unghiului de 30 de grade, care ne spune că lungimea catetei opusă unui unghi de 30 de grade într-un triunghi dreptunghic este jumătate din ipotenuză. Și dacă cateta AC opusă unghiului B, care e de 30 de grade, o notăm cu A mic, atunci va rezulta că lungimea ipotenuzei va fi egală cu 2A. Deci BC-ul egal cu 2A. Tot în acest triunghi dreptunghic în A putem aplica teorema lui Pitagora și obținem că lungimea catetei AB va fi egală cu A radical din 3. Și acum vom calcula sinus de 30 de grade, adică în cazul nostru este vorba de sinus de B. Prin definiție, sinusul este cateta opusă unghiului B, deci AC, supra ipotenuza BC, adică egală cu A supra 2A, simplificat cu A ne dă raportul 1:2. Cosinus de 30 de grade, adică cosinus de B egal cu, prin definiție, cateta alăturată unghiului B, deci este vorba de AB supra ipotenuza BC, AB-ul este A radical din 3, supra BCU 2A, simplificat cu A ne dă radical din 3 supra 2. Să calculăm tangenta de 30 de grade, adică tangenta unghiului B. Prin definiție, tangenta este cateta opusă unghiului, deci AC, supra cateta alăturată AB. AC-ul este A mic, AB-ul A radical din 3, simplificat ne dă 1 supra radical din 3 și raționalizat, deci amplificat cu radical din 3, obținem radical din 3/3. Iar cotangentă de 30 de grade putem fie prin definiția cotangentei, fie știind că cotangenta este inversa tangentei pentru unghiul de 30 de grade, și 1 supra radical din 3 inversat ne dă radical din 3. Să vedem acum valorile acestor rapoarte trigonometrice pentru unghiul de 60 de grade. Putem să avem aceeași abordare ca la unghiul de 30 de grade sau putem să calculăm folosindu-le de formulele trigonometrice amintite mai înainte. Și anume, sinus de 60 de grade, am văzut că este egal cu cosinus de 90 de grade minus 60 de grade, deci complementul acestui unghi, adică cosinus de 30 de grade, care ne-a dat radical din 3 supra 2. Cosinus de 60 de grade, exact la fel, ar însemna că este sinus de 30 de grade, acesta ne-a dat 1 supra 2. Tangentă de 60 de grade, am văzut că este egal cu cotangenta complementului, adică 30 de grade, care ne-a dat radical din 3. Iar cotangentă de 60 de grade este egal cu tangentă de 30 de grade, care ne-a dat egal cu radical din 3 supra 3, sau este inversa tangentei de 60 de grade. Să vedem acum aceleași rapoarte trigonometrice, valorile lor, pentru un unghi de 45 de grade. Pentru aceasta luăm triunghiul dreptunghic ABC, dreptunghic în A, iar unghiul B de 45 de grade. În mod normal, dacă avem un triunghi dreptunghic cu un unghi ascuțit de 45 de grade, faptul că suma unghiurilor într-un triunghi este de 180 de grade, automat și unghiul C va fi de 45 de grade, deci este vorba de un triunghi dreptunghic isoscel. Deci înseamnă că catetele A, B și AC sunt egale între ele și le-am notat cu A mic. Dacă folosim teorema lui Pitagora în acest triunghi dreptunghic, obținem ipotenuza va fi egală cu A radical din 2. Și atunci sinus de B, adică sinus de 45 de grade, este egal cu cateta opusă unghiului, deci AC, supra ipotenuza BC, deci egal cu A supra A radical din 2, simplificăm cu A ne dă 1 supra radical din 2 și dacă amplificăm cu radical din 2, deci raționalizăm această fracție, obținem radical din 2 supra 2. Cosinus de 45 de grade. Păi știm că este egală cu sinus de 90 de grade minus 45 de grade, adică egal cu sin de 45, deci tot radical din 2 supra 2. Tangenta de 45 de grade, dacă vreți putem să o luăm ca fiind sin de 45 supra cosinus de 45 sau putem să mergem pe definiție, deci tangenta unghiului B egal cu cateta opusă AC supra cateta alăturată AB, deci A mic supra A mic este egal cu 1. Iar cotangentă de 45 de grade este inversa tangentei de 45 de grade, dar inversul lui 1 este tot 1. Și am obținut în felul acesta valorile rapoartelor trigonometrice pentru unghiurile de 45 de grade. Iată și tabelul cu valorile calculate anterior, deci valorile pentru sin, cos, tangentă și cotangentă de 30 de grade, 45 de grade, respectiv 60 de grade. Vă propun să verificați aceste două relații trigonometrice folosind fie tabelul cu valorile unghiurilor, valorile funcțiilor trigonometrice pentru unghiuri de 30, 45, respectiv 60 de grade, fie tabelul trigonometric pentru unghiuri de la 0 la 90 de grade. De exemplu, verificați aici pentru x grade, deci e vorba de unghiul de 60 de grade. Haideți să-l ajutăm pe Andrei și la următorul exercițiu. El are de demonstrat identitatea fundamentală a trigonometriei, și anume sinus pătrat de x plus cosinus pătrat de x este egal cu 1 pentru orice unghi x între 0 grade și 90 de grade. Se poate să folosiți definițiile pentru sinus și cosinus într-un triunghi dreptunghic și să aplicați teorema lui Pitagora. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea exercițiilor.